Român invitat la Digipedia Plus este un om care a schimbat mentalități încă din inflexibila perioadă comunistă. Profesorul dr. Dumitru Constantin Dulcan este autor a 11 volume de specialitate în domeniul neurologiei, a peste 275 de comunicate și lucrări științifice, a 4 brevete de invenții în domeniul acupuncturii. Are dublă specializare în neurologie și psihiatrie și 2 doctorate în medicină și științele medicale. Dar faima i-a venit nu din lucrările de specialitate, ci dintr-un volum cu caracter filozofic publicat în 1981, sub titlul Inteligența materiei. Cartea anticipa cu ani buni înaintea culturii occidentale o idee extrem de îndrăzneață nu doar pentru vremea ei, ci și pentru timpurile noastre. Aceea că universul are inteligență până la ultima celulă și că omul este expresia supremă a inteligenței cosmice prin sămânța divină pe care o conține. Bestseller încă de la prima ediție, Inteligența materiei va fi republicată de 2 ori după Revoluție, în 1992 și în 2009, cu același uriaș succes la public. În total s-au vândut aproape 80.000 de exemplare. Lucrările cu conținut eseistic și filozofic ce i-au urmat, 10 la număr până în prezent, au tratat subiecte cel puțin la fel de incitante, precum moralitatea creierului uman sau experiența morții clinice. Pasiunea generalului dr. Dumitru Constantin Dulcan pentru universul spiritual l-a purtat la 27 de congrese internaționale și în călătorii în întreaga lume, mai ales în China, locul unde a trăit și cele mai surprinzătoare și revelatoare experiențe în plan spiritual. Cu un volum despre puterea incredibilă a creierului uman în pregătire, profesorul Dulcan ne va deschide o perspectivă fascinantă asupra puterii încă necunoscute a minții noastre. Mulțumesc mult că ați răspuns invitației noastre. Mă bucur că vă avem aici în platou. Bine ați venit! Și vă mulțumesc, ne v-am găsit! Domnule doctor, sunteți neurolog, sunteți autor, sunteți român, sunteți credincios, om. Care calitate e mai importantă? Să spun că de român? Aceasta este? Sigur. Asta ține de o anumită apartenență, dar fără îndoială că eu cred că marea victorie a tuturor semenilor noștri este aceea că s-au născut om. Pentru că, imaginați-vă, sunt singuri dotați cu o rațiune de care pot să facă uz de-a lungul unei vieți, tocmai pentru ca viața lui să aibă un sens, să aibă o finalitate pozitivă. De ce ați ales să fiți neurolog? De ce neurologia? Asta este extrem de important de spus, că noi, medicii, dacă suntem interniști, se spune că vedem lumea prin stomac. Dacă suntem neurologi, o vedem prin creier. Aveam nevoie, de adevăr, ca specialitatea mea să fie în domeniul creierului, pentru aceasta am făcut și neurologia și psihiatria, pentru că, realmente, mai ales în ultimii 23 de ani, noi despre creier am aflat atât cât n-am aflat în toate secolele anterioare. Deci, creierul, în ultima instanță, este instrumentul prin care se exprimă universul. Ori lucrul ăsta este extrem de important pentru un om care vrea să știe ce sens are, de ce există în lume. În ultima vreme se spune că oricât am fi aflat despre creier, tot suntem la suta parte. Este adevărat? Este indiscutabil că da. Toată lumea spune de ce nu folosim toată masa creierului. De ce folosim numai în jur de 10-15%. Poate că 15% se spune că cei mai dotați oameni pot să dispună. Este un procent pe care omul actual îl stăpânește la nivelul ăsta, dar opinia mea este că în viitor vom cuceri enorm de mult arie din ceea de care dispunem în clipa de față. Ceea ce mă preocupă acum este această fantastică temă, puterea creierului nostru. Am aflat despre noi niște lucruri formidabile pe care eventual putem să le discutăm. Ce ați aflat așa? Ce ne-ar ajuta și pe noi în viața de zi cu zi, sper? Păi, în primul rând, propria noastră conștiință este un ram al conștiinței cosmice. La rândul nostru, aflăm prin fizica cuantică că, iată, suntem co-creatori de univers, de materie. Că noi influențăm materia în clipa în care o privim. Că noi ne creăm realitatea proprie. Că putem să ne stăpânim gândurile prin
corpul, fiziologia, putem să ne amendăm fiziologia noastră, putem să ne modelăm creierul nostru de la nivel spiritual, anatomic și biochimic, prin propria noastră minte. Sunt lucruri extraordinare pe care le aflăm în clipa de față despre noi și de aceea am spus că eu văd mari perspective în evoluția cunoașterii și în deosebire în utilizării creierului. Merg până acolo încât să cred că inclusiv modelele sociale, reperele noastre actuale, care până acum s-au bazat doar pe un singur element. Existența noastră ca fizic, ca univers fizic. Iată că în clipa de față spuneam prin aceste noi cunoașteri aduse în ultimii 40 de ani, și asta înseamnă fizica cuantică, înseamnă experiența morții clinice, înseamnă psihologie transpersonală, științe neurocognitive, care ne spun că suntem cu mult mai mult decât un corp fizic, care ne spun că nu suntem un corp fizic care a fost dotat cu o minte, cu o conștiință, cum susțin unele teorii evoluționiste, ci dimpotrivă. Noi suntem o minte care și-a construit un creier pe care îl întreține în permanență și îl modelează. Ceea ce este un lucru extraordinar. Ceea ce a spus este e foarte concentrat deja. Eu aș vrea să-l desfacem un pic pe bucăți. Ați spus, de exemplu, că ne putem modela universul, putem modela lumea exterioară. Asta e ceva foarte puternic. Oamenii aud așa ceva și nu știu ce să înțeleagă. Cum se demonstrează asta? Păi iată, până în 1900, deci până când fizica clasică și-a epuizat posibilitățile de răspuns la întrebările noastre fundamentale, noi gândeam că totul este o întâmplare și că suntem ființe dotate cu o conștiință obținută prin evoluție, atât și mai mult. Din momentul în care fizica cuantică începe să se dezvolte și să cunoaștem principiile fizicii cuantice, aflăm că la nivel cuantic, mai întâi, nivelul cuantic este elementul care ne precede pe noi ca informație. Deci sunt informații mai adânci decât cele genetice. Nu genetica, cea care o punem noi pe primul plan, este cea care este responsabilă de propria noastră structură, gândire și manifestare, ci aflăm că în profunzimea materiei, la nivel cuantic, există informații mai adânci decât cele genetice. Că în profunzimea materiei există, dacă vreți, o conștiință. Există o inteligență. La cel mai mic nivel. Absolut. Există o inteligență, cum o numește Max Planck, deci care e un mentor al fizicii cuantice, el spune că este o minte a materiei care pune în mișcare toate acele particule care constituie sistemul atomic, la rândul său fiind baza întregului univers. Iată, la nivel cuantic, există mai multe posibilități, mai multe realități potențiale. Mintea noastră activează una dintre ele. O activează una dintre ele, deci le creăm propria realitate în funcție de mai multe criterii. Unu, în funcție de capacitatea noastră de interpretare a lucrurilor, în funcție de informația pe care o avem. Și, cel mai important, în funcție de interesele pe care le avem. Priviți un show la televiziune. Primiți două tabere adverse. Unii văd o realitate, alții o altă realitate. Creierul gândește la fel. N-ar fi normal ca toți să vadă aceeași realitate? E bine, nu. De ce? Pentru că interesele sunt diferite. Nu numai asta, ne putem crea propria realitate interioare. Noi ne putem construi pe noi înșine. Spuneam, în fiecare clipă ne modelăm în funcție de ceea ce gândim. Celulele noastre sunt la rândul lor, dacă vreți, nuclee de inteligență. De ce nu suntem atunci toți foarte buni și extrem de sănătoși? Dacă am putea să modelăm în fiecare secundă... Pentru că ne aflăm în plină epocă de transformare. Abia acum începem să trecem de la o gândire materialistă la o gândire a conștiinței, spiritualistă, cum spun unii. Deci noi mii de ani am gândit, având ca reper, doar logica formală. Unu și cu unu fac doi. În clipa de față, când pătrunde universul cuantic, constatăm că acolo... Unul și cu unul poate să facă oricât. Nu mai este o logică formală, nu mai este o logică a terțului exclus, adică unul și cu unul fac doi, al treilea nu există, ci dimpotrivă a terțului inclus. Unul și cu unul poate să facă trei, cinci, etc. Cu alte cuvinte, iată că fizica cuantică și cele pe care vi le-am menționat anterior creează o falie cognitivă. Adică până acum noi gândeam într-o manieră. Nu suntem decât această structură fizică și nimic mai mult și logica noastră e una simplă. Mii de ani am gândit așa, în clipa de față, grație, spuneam, fizicii cuantice îndeoseb, dar și celorlalte elemente de cunoaștere, începem să realizăm că noi nu suntem doar un corp fizic, ci suntem un spirit dotat cu un corp fizic. Creierul nostru nu este cel care produce, creează conștiința, ci conștiința este cea care dă formă creierului. Nașterea unui om este un eveniment cosmic. Fiecare om vine pe lume purtând o marcă, un simbol, o semnătură înscrisă în arhetipul aflat la originea noastră. Aceasta este ființa noastră esențială, programată inițial.
înlocuim fizica clasică cu fizica cuantică. Facem cumva o înlocuire de dumnezei științifici, dacă vreți. Ce dovezi avem că știința, această știință nouă, fizica cuantică, are dreptate și că într-adevăr ne dă toate răspunsurile? Experimentul. 1. Noi nu respingem fizica clasică. Fizica antoniană este valabilă. E valabilă însă pentru universul nostru fizic. Legile decurg după, dacă vreți, după un discurs, după un demers materialist. Dar dincolo de el este suportul lor, primul suport, forma primordială, este de ordin spiritualist. Deci spiritual. În consecință, din punct de vedere fizic, suntem, dacă vreți, tributari fizici clasice, există, e valabilă. Din punct de vedere spiritual, suntem tributari fizicii cuantice. Deci ziceți și fizica că pentru cuantică, fizic? Deci fizica cuantică răspunde unor experimente. Vă dau un singur exemplu. S-a fotografiat un electron în 3000 de poziții concomitent. Puteți dumneavoastră în lumea fizică să fotografiați un om în același timp în 3000 de locuri? Măcar și în două. Nu. Nu. Dincolo, în universul cuantic, există o comunicare la infinit. Două particule care au fost apropiate, în momentul în care schimbăm spinul, adică rotația prin niște filtre, cel care poate să fie așezat la mii de kilometri distanță, își schimbă imediat spinul, pentru că ele se învârte totdeauna în sens contrar. Acesta e un experiment. Care a fost repetat și a fost... Vă dau un exemplu. Un foton este împărțit în doi gemeni și trimis prin fibre de sticlă în direcții opuse, la distanțe, care vrem noi, să spunem 7000, cum spune ei. În momentul când ies din aceste conducte care sunt dirijați, ei imediat revin unul la celălalt, ca și cum știu că sunt frați. Deci, iată, spuneam că dincolo este o altă logică, o logică, dacă vreți, spirituală și non-formală. Ce înseamnă dincolo? E un univers paralel cu noi? Dincolo, e parte din noi? Dincolo eu numesc acest univers paralel. În clipa de față vorbim de multivers. Este bine cunoscut în fizica cuantică. Și dincolo înțelegem, dacă vreți, universul fizicii cuantice, care, în opinia mea, este aproape identic cu universul care este descris de către toți cei care s-au întors din moartea clinică. Dar ziceți că cei care s-au întors din moartea clinică cumva sunt un exemplu foarte bun, o dovadă că noi, de fapt, suntem nemuritori? În mod cert, în mod sigur. Dar nu există. Toți care vin de acolo, mai întâi vin modificați. Hai să punem lucrurile puțin la punct. Am văzut recent un film în care un neurolog german, mă surprinde, nega totul, tot este o halucinație, moartea clinică nu există decât o halucinație a unui creier aflat în ischemie, în suferință. 1. S-a demonstrat prin criterii riguroase științifice că în momentul morții clinice creierul este exclus funcțional. Așadar, indiferent că este în ischemie sau că este după un traumatism, moarte poate să aibă emotive, fie că este un șoc cardiogen, fie că este după un traumatism grav, când omul chiar că nu mai poate raționa, indiferent dacă ar fi halucinație, el n-ar putea să aibă lucruri coerente, mărturiile lui n-ar avea un sens, n-ar răspunde unor proprii întrebări și nu numai întrebărilor lui, ci întrebărilor unei lumi. 2. Acești oameni care pot să fie nevăzători din naștere, văd. Cum văd? Și nu văd numai în habitatul lor, în jurul lor. Văd la distanțe incomensurabile, prin ziduri, prin plăci de oțel, prin tot ce vedeți. Deci acești oameni văd cu ochii spiritului. Asta înseamnă că creierul nu mai este funcțional. În ce condiții creierul nostru vede fără vedere? În ce condiții creierul nostru vede toate elementele care sunt descrise de cei care s-au întors din moartea clinică? În nicio altă condiție naturală. În consecință, ei chiar descriu un univers în care aceste lucruri sunt reale. Adică se întorc toți fără excepție cu o înaltă stare de spiritualitate. Înțeleg niște adevăruri fundamentale. Iată, se întorc oameni cu noțiuni de fizică cuantică. Și poate cel mai important lucru. Se întorc din acest univers vindecați de cancer, de infarct miocardic. Spuneți în ce condiții un om se vindecă în câteva minute de cancer după 5 ani de suferință. Neurolog fiind, probabil că ați întâlnit asta și știți cu exactitate că acei oameni n-aveau de unde să aibă acele amintiri și să aibă acea coerență. Deci am întâlnit o pacientă care... era cu mult înainte de a vorbi, de a afla ea că a existat un Raymond Moody și a scris acea carte celebră, Viața după viață, Life After Life. Și mi-a descris aproape toate amănuntele. A căzut într-un gol unui lift, s-a lovit cu capul de ciment, și-a pierdut cunoștința, în față i-a apărut un tunel, care
se simțea obligată să-l străbată, ajunge în capătul lui, era o lumină, un peisaj din acesta mirific, așa cum este descris în mitologia populară, deci cum îl vizualizează fiecare raiu, se simțea extrem de bine, când o voce îi spune, întoarce-te înapoi, și evident se întoarce și, în fine, se deschide ochii, era deja, a văzut linoleul salonului în care era internat. Asta era o muncitoare de la Târgoviște. Nu citesc niciodată pe modă, nici măcar eu nu mă gândisem să întreb de așa ceva, pur și simplu avea o cefalee și eu eram obligat să întreb dacă a avut traumatism. Eu întreb în ce condiții și am povestește acest lucru. Dar iată un profesor care nu mai poate fi pus la îndoială, profesorul George Litarcek. Este creatorul anesteziologiei moderne din țara noastră, care în timpul unei hemoragii interne masive se detașează de corp, se vede de deasupra și aude și vede tot ce se întâmplă în jurul său. Omul acesta depune o mărturie absolut științifică, el nu poate fi un fantezist, nu poate fi un naiv, ci pur și simplu le exprimă o realitate. Dacă până în 1975, când Moody publică această carte, experiența morții clinice era doar o curiozitate. Auzi ce i s-a întâmplat lui Cutare. În clipa aceea, pentru că Moody era un om de cunoaștere științifică și face din asta știință, intră interesul oamenilor de știință, oameni cu o operă științifică pe care nu poți să-i pui la îndoială. Adică e o operă științifică în care, evident, toată știința o agrează, dar aici, vezi, Doamne, sunt mitologii, sunt fanteziști și asta nu este expresia unei gândiri serioase, nu-i adevărat. Cum se face că toți acești oameni care se întorc fac un salt spiritual foarte mare? Pentru că lumea de dincolo e o lume a spiritului, este o lume a echității, este o lume în care ura, nu-și mai are rostul, în care toți, fără excepție, trăiesc într-o emoție a iubirii copleșitoare. Toți spun acest lucru. Niciodată n-am cunoscut pe pământ un asemenea sentiment, o asemenea intensitate ca acolo. Toți spun că sunt primiți de această ființă de lumină care îi învăluie într-o iubire absolut profundă, copleșitoare, pe care n-au simțit-o niciodată și, evident, de aceea nu mai vor să se întoarcă. Toți care vin de acolo sunt supărați de ce au fost întorși. Iată că acest lucru este și în mitologia populară. Când un om lasă impresia că a intrat în agonie și pleacă dincolo, moare, și lumea din jurul lui, familia, încearcă să resusciteze, ei spun, de ce m-ați întors? Ei spun că nu mă apucă din nou același drum. Evident că nu e așa. Dar am vrut să spun că lucrul ăsta nu e chiar întâmplător spus în tradiția populară. Ea chiar are o realitate. Asta mă face să mă gândesc la cum ar fi lumea dacă toți am trăit fără frică de moarte. Că dacă moartea nu mai e, de fapt, o linie, nu mai e o limită, nu mai e ceva final, noi nu mai murim, noi suntem eterni. Cum ar arăta lumea asta fără frică de moarte? Dumneavoastră știți, v-ați pus dată întrebarea de ce murim? Am să vă spun ceva, energia aia fundamentală din care noi suntem făcuți este inepuizabilă. Atomii nu se mănâncă, nu se distrug. Electronii nu se distrug. Ea există. Deci energia fundamentală de noi este o energie cuantică. Pe urmă devine atomi, molecule, țesuturi, structură și noi. De ce murim când această energie este eternă? Pentru că suntem aici temporar, pentru că locul nostru, casa noastră originară, nu este asta, ci dincolo. Și pentru că noi venim aici să acumulăm informații. Această informație impregnează câmpul conștiinței și este transportat, este transferat, dacă vreți, în universul paralel nou. În universul de dincolo, universul spiritual. Ăsta e sensul vieții. Și atunci, nouă ni se dă un termen de viață limitat, atât cât noi, când venim aici, avem nevoie pentru a ne îndeplini misiunea pentru care, cu care suntem aici. Primul lucru care ni se pare a fi esențial în viață pentru a evita să ne risipim este fixarea unui ideal care să corespundă propriilor noastre resurse, sentimentului de utilitate prin care ne validăm față de semeni și față de noi înșine. Oamenii nemulțumiți de ceea ce fac și de ceea ce sunt au în permanență un aer de nefericire. Își caută refugiul în boli imaginare care devin preocuparea lor majoră. Ați spus la un moment dat un lucru care mie mi s-a părut extrem. Ați spus multe lucruri care sunt extrem de interesante, dar ăsta mi-a atras atenția în mod deosebit. Ați spus că creierul uman respectă un cod moral. Absolut. Asta mi s-a părut incredibil. Cum adică? Cum se poate? Că e făcut din neuroni. Explic. Și gândurile și sentimentele care au o semnificație pozitivă pentru noi sunt prelucrate în cu totul alte arii decât cele care au o semnificație negativă. Deci se face o selecție. În primul rând. Asta s-a demonstrat? Sigur. V-am spus că tot ce discutăm este o bază de experiment, nu de teorie. Nu e un concept teoretic ce discutăm acum. Este un
concept rezultat în urma unei experiențe, unor experimente. Sigur că da, e simplu să vedem unde ce arie din creierul nostru se activează în clipa când avem un gând bun sau rău. Avem rezonanța cognitivă funcțională și acea arie din creier o vedem pur și simplu pe ecran că s-a activat. Și atunci știm dacă experiența s-a făcut pe calul tibetan, dacă chiar vezi la Wisconsin. Uh-huh. Bun. Chiar vezi să mergem la Mântuie, dar n-am să merg între 2002 și 2004. Călugări tibetani cu o vechime, cu mare experiență, au fost rugați să mediteze asupra păcii și armonie din lume. Alții novici care nu aveau experiența celorlalți au fost rugați să fie indiferenți la ce se întâmplă în lume. Ei, iată, ariile din zona frontală stângă s-au activat la cei care gândeau la armonie, pacea și iubirea dintre oameni și la ceilalți are zona frontală dreaptă. 1. Creierul este o masă. El nu poate face diferența între moral și imoral, între bine și rău. Deci cine face acest lucru? E clar că asta o face conștiința. Altceva de dincolo. 2. Toate gândurile, sentimentele noastre care sunt negative, modifică chimia noastră în sensul acidității, în sensul bolii, până la cancer, ci toate gândurile cu o semnificație pozitivă pentru noi, dimpotrivă, virează ușor spre alcalin și creează rețele neuronale benefice creierului nostru, beneficiază, facilitează, ușurează apariția de noi neuroni și de creație de noi sinapse și conexiuni în creierul nostru și corespunde sănătății. Adică iată noi dar. Dacă am gândit numai bine, noi nu ne-am îmbolnăvi, asta absolut. Spuneți? Absolut. Dacă am fi ideal. Și dacă venim, pentru că la un moment dat mai e o discuție mai largă, că de fapt fiecare are un plan de viață. Și de fapt lucrurile sunt mult mai complicate. Asta este ceva ce, de exemplu, nu am înțeles din expunerile dumneavoastră. Legătura, mi se pare că aici puțin trebuie să aleg între două lucruri. Fie există predestinare, există un lucru pe care eu trebuie să-l fac de la începutul vieții, fie există liber arbitru și am un milion de alegeri pe care pot să le fac în fiecare secundă. Când avem trei, ce am ales? Deja am ales. Liber arbitru este într-o limită extrem de mică și tocmai pentru a putea să evoluăm. Dacă noi n-am fi avut liber arbitru, am fi rămas probabil încă în stadiu de grotă. Dar faptul că am avut liber arbitru și am putut să evoluăm, prin încercare, eroare și succes, cum spun eu, am putut evolua. Deci nouă ni s-a dat această respiro, dacă vreți, tocmai pentru a putea evolua. Și asta este civilizația de care dispunem, este expresia liberului nostru arbitru. Nu putem să ignorăm lucrul ăsta. Sigur că în acest demers, în acest lung discurs al vieții, putem și greși, avea erori, dar toate aceste lucruri au fost valabile până în clipa de față. Pentru că știam foarte puțin despre noi. În clipa în care noi vom stăpâni secretele, dacă vreți, ale creierului, vom ști să ne dirijăm la modul extrem de benefic, constructiv viața, aceste lucruri vor dispare. În clipa de față avem argumente, tot experimentale, prin care noi, prin sentimentele pozitive, putem să modificăm ADN-ul în sensul pozitiv, al sanogen, să spun, al sănătății, și invers. Iată, experiențe făcute tocmai de la Moscova până la, în California. Se ia o sușă de ADN-ul, se duce la o distanță oarecare și asupra subiectului donor îi se dă un film în care ai scene pozitive, în care omul se bucură și scene negative în care poți să-l îngrozească, să-i creeze anxietate. E bine, de fiecare dată când insul nostru are o trăire pozitivă, ADN-ul care este la distanțe poate să fie oricât incomensurabile, spirala se desface. Și din potrivă, în momentul în care donorul are trăiri negative, el se constrânge. Lucrul ăsta, știți ce înseamnă? Înseamnă un lucru extraordinar. Că tot ceea ce gândim negativ ne influențează, creează pattern-ul, modele negative în ADN-ul nostru, deci premiza unei boli, și invers, tot ceea ce gândim pozitiv, ceea ce mi se pare extraordinar. Iată, acum înțelegem noi extraordinar de bine de ce Iisus a avut ca unul din principiile fundamentale a comportamentului uman recomandat omului a fost acela al iertării. Pentru că iertarea înseamnă ștergerea modelului patologic și este singura condiție dacă vrem să vindecăm o boală. Dacă din potriva ADN-ul nostru este strangulat, este constrâns de negativitatea noastră, noi trăim cu boala noi, nu putem îndepărta. Ați fost vreodată bolnav? Grav? Da. Puteți să ne spuneți ce s-a întâmplat și dacă v-a ajutat puțin sau mai mult modul dumneavoastră de a gândi? Nu puțin, m-a ajutat total. Ce s-a întâmplat? Parțial vă pot spune, țin de intimitatea mea,
Am făcut o ocluzie intestinală care avea o cauză nu tocmai roză. Am avut de ales între tratamentul clasic și între propria mea minte. Contrarea tuturor părerilor colegilor mei, am ales mintea mea. Și iată-mă acum aici. Iată unul, Martin Brockman. Face un cancer de văduvă cervicală. Și-a dat seama că avea o serie întreagă de contradicții familiare, cu divorț, etc. Și-a realizat de ce a făcut acel cancer. Bun. Și-a scos toate, și-a rezolvat toate problemele conflictuale, s-a concentrat pe ideea de sănătate. Există o imagerie mentală în care formezi un model de sănătate al zonei respective și dacă lucrul ăsta îl faci insistent o lungă vreme, există tehnici bine cunoscute în clipa de față, am și deschis lucrurile astea, poți să ajungi la sănătate. Dar hai să vă dau un exemplu mult mai bun. Există un oncolog american, Bernie Zeigel, care a luat mai mulți bolnavi cu cancer în ultima fază. I-a învățat cum să-și dirigeze prin imagerie mentală propria lor sănătate. După circa 6 luni de zile de aplicarea acestei tehnici, cam în ritmul a 2 ore pe zi, dimineața seara, 40% dintre oamenii ăștia care erau sortiți morții s-au vindecat. Un tip deștept a făcut teste psihologice și constată că cine sunt cei care s-au vindecat? S-au vindecat cei care erau, în primul rând, foarte optimiști. Adică au crezut în propriile lor, care puteau să spere. S-au vindecat cei care erau credincioși, cei care erau foarte calmi, cei care nu urau pe nimeni. Cei care aveau voință. Dar cum vă explicați bolile la copii? Asta e o întrebare pe care mulți dintre noi ne adresăm. Copiii mici care se nasc bolnavi sau se îmbolnăvesc de foarte mici, cei care se nasc cu malformații, cei care se nasc cu, nu știu, mari handicapuri. Există un răspuns aici, dar nu știu dacă oamenii sunt dispuși să-l accepte. Acei copii care vin cu aceste handicapuri, s-ar părea pe mărturile celor care vin de acolo că și-au ales ca variantă pentru, atât pentru evoluția familiilor, cât pentru, și cât pentru evoluția proprie. Deci un destin greu. Exact. Se pare că noi avem de ales între o viață dusă în condiții foarte dificile, dar care în planul evoluției ne-ar da foarte mult, sau dimpotrivă o variantă mult mai ușoară, tocmai pentru că nu am dorit să ne supune unor chinuri deosebite. E greu să explici lumii aceste lucruri. De-abia în momentul în care toți vor ajunge să înțeleagă aceste lucruri, o să aibă explicație. Tot ce vă pot spune eu, că nu sunt numai mărturii ale celor care au trecut prin moarte clinică, dar am stat de vorbă cu oameni care fac regresii și care le-am și văzut făcute pe scenă, în care aceste lucruri erau spuse clar și răspicat. În momentul în care un eveniment nefericit este trăit de către noi, el își sedimentează întregului conținut la nivel de subconștient. El poate răspunde în timpul vieții respective sau poate să răspundă la N ani după. De ce conștientizarea duce la vindecare? Păi duce la vindecare pentru că în momentul în care el se înscrie în memoria ADN-ului, el deja este depozitat la nivel de subconștient. Ori aduce în lumina conștiinței cea care are capacitatea de a regla fenomenele la nivel tuturor celulelor noastre, întregului nostru organism, în momentul ăla, noi ștergem din memoria ADN-ului evenimentul respectiv. Uneori este suficient o singură ședință, alteori este nevoie în continuare de o psihoterapie, deci de mai multe ședințe. Nu este obligatoriu, nu neapărat o singură ședință, gata, s-au săvârșit minuni. Dacă obiectivul îl constituie vindecarea unei boli, imaginația poate reproduce întregul proces de vindecare. Dacă dorim să amendăm suferința unei zone sau organ după ce ne-am relaxat, ne concentrăm pe zona respectivă și conștientizăm toate semnalele pe care ni le trimite. Construim apoi o imagine în care vizualizăm vindecarea. Cei care pot să-și impună o anumită ordine în spirit, să dispună de o minimă forță de stăpânire, pot obține un indiscutabil efect terapeutic sau corectiv. Acesta este mecanismul autotransformării, al autoperfecționării, al autovindecării. Am vorbit despre influența minții asupra ADN-ului, suportul genetic. E bine, în viitor noi vom putea să influențăm ADN-ul și sunt deja studii făcute. Există o gramatică ADN-ului prin care deja, fie prin unde radio, chiar prin voință, deci prin propria voință, sau pe alte căi, putem să modificăm pur și simplu structura ADN-ului. Asta înseamnă că în viitor noi avem șanse, vorbind despre puterea minții, să
evităm, să eliminăm această fatalitate a eredității. În clipa de față se crede că în jur de 5-10% din boli sunt ereditare, deci sunt înscrise în codul nostru genetic și că indiferent de comportament, vrem, nu vrem, putem să fim victimele eredității. Dar iată că sunt perspective în clipa de față în care se discută foarte serios de modificarea ADN-ului. Deci sunt niște lucruri uimitoare. Să vă dau un singur exemplu. S-a luat ADN-ul și s-a introdus într-un tub în care nu erau decât fotoni în dezordine. Acei fotoni s-au organizat pe spirala ADN-ului. Mai mult, scosându-se ADN-ul din acest tub, din această incintă, spirala s-a păstrat. S-a plecat mai departe. Și atunci s-a plecat la ideea că asupra unui organ bolnav să-i proiectăm câmpul unui organ sănătos. Și acel organ, de pildă pancreasul într-un diabet, pur și simplu s-a obținut vindecări. Dar iată un lucru și mai grozav, și mai extraordinar, care mi se pare de un viitor fantastic. Există un cercetător francez, Jacques Benveniste, care a înregistrat câmpul electromagnetic al unor medicamente și le-a transmis pe suport electronic tocmai la Chicago, în laborator. De pildă, un tonic cardiac. La Chicago, într-un laborator, era un șoarece al cărui cord era înregistrat. S-a trimis pe suport electronic, radio, CD, etc., la Chicago, la acest laborator, imaginea de câmp a tonic cardiacului și cordul respectiv a răspuns. Incredibil. Deci noi nu avem nevoie de substanța chimică. Dați-mi voie să continui, că mie se pare extrem de interesant. Chinezii au luat 5 bolnavi și au proiectat câmpul trecând printr-un anestezic și au obținut anestezie fără ca individul să ia substanță. Asta spune următorul lucru. Când în viitor, în loc să fabricăm tone de medicamente de același fel, care ne costă imens, este o povară pe umerii medicinii și al tuturor oamenilor care sunt în suferință, să creăm doar un etalon și individul să trateze doar cu imaginea de câmp acestui lucru. Vă imaginați unde ar duce? Dar vă mai întreb următorul lucru. Credeți că așa cum unii țin astăzi la petrol ca să-și mențină palatele pe nisip, exact, vor accepta să nu să desfințeze fabricile de medicamente? Credeți că vrea cineva să evoluăm atât de repede? Ei, ăsta e omul care amoral. Aici am vrut să ajung. Asta înseamnă să rămânem la reperul pur fizic. Să credem că eu sunt eu și dumneavoastră este dumneavoastră și puțin îmi pasă. În loc să înțeleg că între noi doi există un câmp și că ceea ce gândesc pe dumneavoastră bine sau rău este și răul sau binele meu, noi nu gândim decât la modul egoist. Acest egoism ne-a dus unde suntem. Noi nu mai putem continua așa. Cum se face că există atâția oameni în istorie? Acum nu ne referim doar la dictatori, ne referim la tot felul de oameni, la oameni politici care o duc foarte bine, deși poporul gândește foarte mult și negativ despre ei. Și noi tot spunem, lasă că o să îi se întâmple, o să vezi, o să și trăiește până la 80 de ani bine sănătos. Eu vorbesc de infecții la nivel subtil. Au fost studiați indivizii ei și urmașii lor și le se întâmplă? Adevărat că nu. Nu. Ei, dacă am trăit trei vieți, am vedea că cineva plătește scump. Dar ei nu știu, ignoră acest lucru, de-aia discutăm despre asta, să nu mai ignorăm, să știm adevărul despre noi, pentru că, de fapt, asta este motivul suferinței noastre. Noi nu știm decât jumătate din adevăr despre noi. Ați vorbit la un moment dat despre un declin, să spunem, moral. Pe de altă parte, sunteți optimist și spuneți că o să facem un salt în 10-15 ani. Păi da, pentru că ne-am bazat exact pe acest neadevăr. Pentru că n-am știut cine suntem. Sau încă nu știm cine suntem cu adevărat. Suntem momentul de trecere, momentul în care omul este pe cal de spiritualizare. Imaginați-vă. Iată, sunt congrese, noi nu știm lucrurile astea, pentru că noi nu avem decât imaginea politicii dusă la un anumit nivel. Fie în Occident, fie în răsărit, numai prin media nu ajunge decât informații ce hotărâre s-a luat la Washington, la New York, la Moscova și la București, sau mai știu eu unde. Dar lucrurile celelalte, este o întreagă lume, care se ocupă de spiritualitate. Eu am fost la un astfel de congres unde erau oameni din întreaga lume, lucruri extraordinare, am cunoscut acolo oameni ale cărui cărți le citisem încă din adolescență, eram teribil de încântat. E bine, aceasta este tendința lumii. Încă o dată, ceea ce spun eu par poate bizarerii, fantezii, eu nu sunt singur, eu nu vorbesc în numele meu, eu vorbesc în numele unei lumi și unei tendințe. Foarte curând vom simți aceste efecte. Pe care ați și anticipat-o, ați fost evident printre primii, cel puțin... Da, pentru că asta mi-am pus întrebări de la vârstele destul de fragede. De ce suntem aici? Ce sensuri avem? E obligatoriu să găsim un răspuns la lucruri dacă vrem să știm
Ce avem de făcut cu noi? Că, de fapt, în fața fiecărui om există problema de a fi. Poți să fii o frunză dusă de val sau poți să fii, dimpotrivă, un om care îți conduci propriul tău destin. Ai de ales. Eu n-am acceptat să fiu condus de val. Bun, sunt oameni care se uită acum la noi, care poate sunt și de acord cu ceea ce spunem sau cu părți din ceea ce aud. Ce pot ei să facă așa, zi de zi, pentru a face acel salt, pentru a se deschide? Știți, George Pruteanu a avut odată o discuție cu niște maneliști și, întrebând ce să facem, el a spus un lucru extraordinar. Să citească, să citească, să citească. Să ne instruim, să încercăm să fim mai buni cu semenii, înțelegând că a fi bun cu semeni înseamnă să fii bun cu tine însuți, că a fi rău înseamnă și propriul tău rău. Măcar atât. Să fim blânzi, să ne răzbunăm, iertători și să avem compasiune pentru semeni. Să fim în acord cu gândul și, gând și inima. În clipa de față, noi toți, eu însumi, am crezut că în univers ceea ce contează este rațiunea, rațiunea, informația care a făcut totul. E, iată că în clipa de față constatăm că inima are un câmp de mii de ori mai mare decât al creierului, că ceea ce contează în univers este iubirea, sentimentul de afecțiune, de armonie, de pace, de compasiune, de toleranță al inimii și nu rațiunea. Rațiunea trebuie să fie în acord cu sentimentele inimii și nu invers. Inima este cea care influențează creierul, care trimite, dacă vreți, aceste sentimente de afectivitate. Dar dacă în creierul nostru nu este decât o informație negativă, dacă nu este decât gol, ignoranță, evident că nu o să înțelegem limbajul inimii. De aceea trebuie să citim, să ne instruim. Când omul va reuși să facă saltul de la teorie la acțiune și de la inteligență la înțelepciune, atunci se va împăca cu sine și în lume va domni pacea. În momentul în care noi suntem în rezonanță cu noi înșine, adică atunci când este o, să spunem, o unitate între gând și sentiment, în momentul acela, imunitatea noastră, sănătatea, longevitatea, sănătatea creierului și organismului nostru este benefică. Dar dincolo de asta, noi emitem în permanență în jurul nostru, în spațiul nostru, în câmpul electromagnetic al planetei, aceste gânduri. Dacă suntem în discordanță, ele vor crea o discordanță la nivel de câmp. Această concordanță între gând și inimă este valabil inclusiv la nivelul terei, al planetei, la nivelul întregii vegetații, dacă vreți, al plantelor și al animalelor. În acel moment, noi, de avea, ne vom găsi propriul nostru sens. Mă gândesc că foarte mulți oameni, când aud de telepatie, mă rog, așa este denumită, ei își spun că este ceva inventat, este o coincidență. Primul rând, sunt experiențe făcute în America, făcute în Rusia. Am făcut eu însumi în clinică aceste experiențe și nu eram singur, erau un întreg grup de oameni lucizi. Ea există. Dar aici nu vorbim de telepatie. Suntem ființe care ne manifestăm viața, da? În jurul nostru emitem câmpuri, nimic mai mult decât... Ce suntem? O structură cu capacitate de emitere a unui câmp electromagnetic. Câmpul electromagnetic se propagă în unde? Aceste unde se propagă în spațiu. Spațiul este tot ce ne înconjoară. Este atât de simplu. Nu e nimic, este fizică pură. Nici nu trebuie să credem în ceva, în vreo minune, în paranormal, în știu ce. Este o fizică pură, ceea ce spun. Dar trebuie să citim puțin fizică, dacă vrem chiar să înțelegem toate lucrurile. Așa e ușor de criticat, de negat, dar eu cred că a nega ceea ce nu știm e o dovadă de ignoranță. Cum se naște conștiința? Cum se naște conștiința? Gândim frumos, spiritualizându-ne, pentru că lumea viitoare este o lume a conștiinței, a schimbării paradigme, a înălțării, dacă vreți, a conștiinței. Adică înălțarea conștiinței la nivel spiritual, spiritualizat. Înțelegând prin asta că toți suntem fii ai aceluia surse, că toți avem datoria să colaborăm, să ne acceptăm, să avem compasiune pentru semenii noștri, pentru că ura, toate celelalte, ura, răzbunarea, crima, toate aceste lucruri de care societatea, nu de acum, de mii de ani, este poluată, dacă vreți, ne-au dus aici. Ne place această discriminare socială, aceste niveluri fantastice între bogăți și săraci, între cercetori și cei care se huzuresc în lux, între a ne urâ de la vecini până la nu știu cine. Aceste discuții pe care le avem la toate nivelurile în care pur și simplu ne intoxică toate aceste sentimente negative. Să ne înțelegem, când doi oameni se ceartă la nivel, poate chiar poftim la nivel media, îi spun că acele cuvinte sunt proprietatea lor. Nu, nu sunt mai proprietatea lor. Sunt și proprietatea noastră. Iar chestia asta că schimbă canalul este o demagogie. Vă rog să-mi iertați.
Pentru că deja efectul de stres asupra mea s-a făcut. Ne influențează cuvintele? Fără îndoială. Fără îndoială, pentru că cuvântul are un suport. Discutam de câmp, care vrei, nu vrei, Von Lorenz, îl simt și eu, are un suport biochimic pe care vreau, nu vreau, celulele mele resimt. Și atunci, cu ce sunt eu vinovat să suport consecințele a unor oameni care n-au ajuns încă la conceptul de spiritualizare, în care nu știu încă adevărul despre sine? Până când o să mergem cu jumătăți de adevăr? Aceasta e întrebarea. Pentru că tot ceea ce se întâmplă nouă este rezultatul necunoașterii nouă înșine. Noi nu ne sprijinim decât pe o jumătate de adevăr. Viitorul trebuie să ne redea adevărul întreg. Adevărul întreg înseamnă universul fizic și universul spiritual. Acesta este ceea ce lumea viitoare trebuie să găsească ca soluția ieșirii din criza în care se află. Altfel nu există. Scopul vieții îl constituie perfectarea spiritului, care este nemuritor. Pentru a se perfecta pe sine, spiritul va transgresa prin mai multe corpuri fizice, care sunt muritoare. Când spiritul, care inițial este semiconștient de sine, ajunge prin desăvârșire la a lua act conștient de natura sa divină și a se integra în armonia unității cosmice, transmigrarea sa se termină. Fericirea și nefericirea țin de noi exclusiv? Da. Dacă vrem să fim fericiți, da. Să ne înțelegem. Noi trăim propriile noastre sentimente în propriul nostru eu. Fericirea nu este o condiție a existenței. A trece prin suferință nu este un ordin al Universului, al unui ordin superioare, cum s-a crezut, ci pur și simplu. Erorile noastre ne duc la nefericire. Am fost adeseori întrebat de ce nu descriu eu iadul în experiența morții clinice. Și am spus, nu va ajunge iadul de aici? Evident că noi ne creăm propriul nostru iad, că dacă gândim așa, acolo ne vom duce. Dacă gândim invers, vom avea parte de cu totul altceva. Adică eu îmi creez propriile mele obstacole în propria mea, în existența mea, prin gânduri și mai ales prin acțiunile mele. Și dacă, sigur că da, mă înfricoșesc și mă gândesc că aceste lucruri mi se vor întâmpla, se vor întâmpla. Dar atenție! Chiar dacă, pentru un moment, noi întâmpinăm niște obstacole, niște elemente care nu ne plac, nu ne convin, adică ceea ce e în echivalentul mitologiei noastre însemna iad, acela nu e o condamnare definitivă. În mod cert. Asta spun toți cei care vin de dincolo. Pentru că nu este un sens, dacă noi suntem o creație divină a divinității, nu este un sens ca tatăl să-și creeze copiii pentru a-i ucide, pentru a-i îmbolnăvi, a-i supune suferinței, a-i schingiui. Nu este sens în asta, ci din potrivă. Noi suntem cei care ne atragem răul. Pentru că n-am știut, nu suntem de condamnat, asta ni s-a spus, asta am știut. Puțini au înțeles ceea ce ne-a lăsat Iisus, pentru că El a fost ființa cea mai evoluată de pe Terra, de pe planeta noastră și ne-am dat suficient de multe învățături, dar în loc să-L ascultăm, l-am puțin răstignit. Cine e de vină? Iisus? Nu cred. Există probe, analize, nu știu, s-a studiat vreodată dacă oamenii nefericiți și oamenii fericiți au o altă, dacă vreți, nu știu, structură chimică a sângelui sau, nu știu, diferențe biologice observabile. Sigur că dacă ești nefericit, ai o structură diferită de cea a omului fericit. Dar asta este indusă de noi. Deci să ne înțelegem. Orice sentiment am nutri are o chimie corespunzătoare. Dacă te lași pradă disperării, fricii, atunci chimia ta este una nocivă. Și chiar dacă noi compensăm cu vitamine, de exemplu, sunt care? Se simt slab și iau vitamine. Dacă spuneți dumneavoastră aciditate, da? Bun, am hiperaciditate în organism, să spunem, sunt foarte... Nu luați așa. Se poate compensa? Am mai auzit întrebarea asta. Zice, domnule, dacă eu gândesc negativ și fac cu aciditate, am să beau sucuri alcaline. Asta vreau să întreb. Nu se compensează la nivel chimic, măcar. Hai să fim serioși. Asta este o glumă. Nu așa se corectează lucrurile. Esențial este creierul, este modul nostru de a gândi și de a ne comporta. Restul sunt paliative, care uneori pot să răspundă sau nu. De pildă, într-o depresie, fără îndoială că o medicație antidepresivă ne este utilă. Indiscutabil. Asta m-ați întrebat de vitamine. Uh-huh. Nu putem corecta cu vitamine ceea ce facem cu mintea și cu sufletul. Medicina este o creație umană extrem de benefică. Este încă necesară. Absolut necesară. Dincolo de orice discuție. În ultimul secol ne-a adus, de pildă, endocrinologia, care înseamnă substituții hormonale, pe care până acum nu le știam. Chirurgia. Asta știți ce însemna chirurgie pe vremea când nu există anestezie?
Ori îl îmbătau, îi dădea cu băta în cap ca să-l pești. Și ce operații să făceau? Păi, apendice perforată, e urgențe abdominale, cine știa să-l opereze? Oamenii mureau cu zile. Noi am câștigat în ultimul secol, e un nor prin medicină. Noi trebuie să reținem următorul lucru. Medicul nu este Dumnezeu și medicina nu este matematică. Vă spune un om care a condus o clinică. Aveam bolnavi care trebuiau săptămâni să ajung la un diagnostic. După cum, sunt bolnavi care pui diagnosticul în 5 minute. De ce la alții îl pui greu? Pentru că nu se exprimă toate lucrurile. Noi ne conducem și noi după niște reguli, niște legi. Dacă boala nu se încadrează în acele legi, putem să fim supra-savanți. Noi nu putem să creăm un diagnostic care nu există. Pentru că a pune un diagnostic care e fals și a-i da un tratament este de 100 de ori mai rău decât a nu-i pune niciunul și a nu-i da tratament. Realizați. Eu nu cred că un medic este rău. Poate să fie și erori, poate să fie, dar eu nu cred că un medic are intenția să-i facă rău unui pacient. Lucrul ăsta mie mi se pare că este exclus. Dar dumneavoastră ca medic ați avut rezultate și încercând să faceți pacienții sau să le induceți o gândire pozitivă? Sigur că da, dar asta fac în fiecare zi și fiind foarte mulți la mine, tocmai pentru că m-au citit. Și asta ajută. Ați observat că este o mare diferență între un om care, bolnav fiind sau imediat după ce a fost operat. Păi, hai să vă dau un exemplu. Avem toată un pacient și la sfârșitul consultației zice saltări de la mama mea. Cine mama noastră? Păi nu știți. Atunci, păi zice, mamei mele i-a murit o soră, după 7-8 luni era încă într-o mare depresie și eu tot o întreba pe o prietenă ce să facă, la ce doctor să ducă. Și a zis, dragă, nu te duce la nicăieri, citește cărțile băiatul ăstuia. Și mama s-a vindecat. Ce înseamnă să citim? Asta nu înseamnă că se exclude medicina. Fără îndoială. Eu tratez și cu medicamente un om, dar eu spun că un naf care vine la un medic și nu pleacă decât cu o rețetă, n-a fost la un medic, nu vă spărați. Unde este omul adevărat? Trebuie să știe ce i s-a întâmplat, ce ai de făcut, cum se evite pe viitor acest lucru. Rețeta este doar un adjuvant, dar nu înseamnă tratamentul complet. Marele genetician japonez Murakami spune: boala se naște din minte și poate fi controlată prin minte. Ni se spune că există chiar și gene latente care controlează fericirea și așteaptă să fie activate, transmițându-le sentimente de recunoștință. Cât din planul dumneavoastră de viață s-a realizat și la ce lucrați acum? 99%. Nu e bine, nu, să reluăm, nu, vreo 80, mai aveți vreo 20. Am glumit. Niciodată nu m-am gândit că voi scrie tot ce am scris. Nu regret profesia aleasă, mi-a fost absolut mănușă, deși mi-au plăcut enorm de multe. Puteam să fac și literatură și filozofie, chiar și teatru. Dar am ales medicina pentru că am fost conștient că aceasta nu o poți citi ca pe o cultură. Trebuie să o postez până la nivel de amănunt. Și atunci trebuia să o studiez. Și de aceea mi-am ales creierul ca obiect de studiu, pentru că altfel n-aș fi scris niciodată inteligența materiei. Pentru că este greu să vorbești despre un lucru pe care nu-l postez până la ultima amănunt. Dacă eram internist, de pildă. Vezi, știam totul despre stomac, dar despre creier mi-ar fi fost teamă. Domnule, eu știu ce lucruri noi sunt, le pot eu înțelege toate? Da, dar nu v-a fost mai greu să faceți acest lucru în România? Vorbiți de o lume care este poate mult mai deschisă decât este lumea noastră la ce faceți dumneavoastră și ce gândiți dumneavoastră. Trebuie să vă spun următorul lucru. Prima oară, după N refuzuri de a da drumul să plec la congrese în Occident, a fost în 86. Acolo, în 86, am fost rugat insistent, plimbat pe Champs-Élysées, mi-am arătat în marele firme. Să rămân, să merg în America. Era un medic din România, care trăia în Franța, îți dau bani, te duci acolo, ai să-mi dai altă dată, ești citit de toată lumea, acum e momentul tău. Toți te citesc, toată lumea se mire cum ai putut să scrii asta acolo. Și după ce m-a plimbat pe tot Champs-Élysées, eu știam ce să mă întrebe la sfârșit. E, ce zici de toate astea? Așa, ironic. Că le vreau pe toate astea și la mine acasă. A zis, du-te! Și a spus cuvântul ăla care nu poate fi spus. Și am spus, uite, răspunsul meu. Dacă trebuia să fiu în Franța sau în America, m-aș fi născut acolo. Dacă sunt în România, născut, înseamnă că acolo trebuie să fiu. Acolo voi fi. Nu regret nicio clipă. Nici acum. Și acum că mă duc la un congres, dacă durează mai mult de 3-4 zile, vreau să mă întorc de înapoi. Știți, când
Că nimeni nu mai știa că trăiește când a venit în România. Auzeam de unul, Savan Coandă, nu? A venit aici pentru că, spunea el, eu trebuie să dau pământului elementele care sunt în structura mea și pe care le-am luat din acest pământ. El spunea că structura unui fulg de zăpadă este cu totul alta în România, cu totul alta în Franța, în America, în Spania, etc. Și deci că noi, pământul ăsta are o specificitate și în consecință pe el trebuie să rămânem. Nimic nu mă leagă mai mult decât locurile mele natale. Am spus-o și în memorie, de câte ori drumul meu duce spre locul meu natal în Argeș, atunci inima mea trebuie să saltă. Oriunde în altă parte, fac doar un drum. Dar cum rămâne cu fizica cuantică? Cea care zice că suntem toți până la urmă, până în ultima moleculă și mai departe de acolo, la fel și că suntem parte din acest univers. Toți suntem pluralitatea lui Unu. Am ținut o astfel de lucrare într-un fol științific care a produs multă mirare, ce e pluralitatea lui Unu. Că la bază toți suntem o unitate. Și de la frunză, creangă, râu, apă, tot ce vrem, toți suntem plecați de la această unitate. Dar, iată, marele atu al Universului. Noi toți suntem făcuți după o schemă generală. Noi toți avem la origine un element comun și cu toate astea, toți ne diferențiem unii de ceilalți. Toți avem o antispecificitate. Specificitatea ne este dată de pământ, de cultură, de familie, semenii noștri. De aceea suntem aici. Sunteți un om care și-a răspuns la foarte multe întrebări și multe întrebări importante, am putea spune. Ce întrebări vă mai puneți acum și la ce lucrați propriu-zis? Ce vă macină? Să scriu ceva despre puterea minții noastre. Ați cunoscut oameni cu o minte extraordinară, cu o forță incredibilă? Da. Da. Care mutau munții? Am fost pentru asta. Să cunosc, am zis, maestri din China și am văzut, pur și simplu, deci prin experiment pe mine însumi, câmpul cuantic, ce se întâmplă în câmpul cuantic, și am văzut la transformarea în forță fizică dură a energiei pe care medicina tradițională vorbește de cel puțin 4.000 de ani. M-am dus special, m-a costat ceva bani, câteva mii de euro, dar am vrut să văd dacă acest lucru e adevărat. Mi s-a spus și l-am verificat. Adică exact există. Ce s-a întâmplat? Există. A mutat cu forța minții o piatră. Pur și simplu, piatră, când omul ăla îți dă mâna, face un efort de contractură și simți că te zguduie tot corpul, de sus până jos. Sau, îți pune mâna pe frunte și vezi tot câmpul cuantic, cu ochii perfect închiși. V-ați imaginat vreodată că vedeți cu ochii închiși? E bine, așa se vede câmpul cuantic. Este această oscilație fantastică, cu un spectru de culori, este colosal. Nu mai poți să-i pui la îndoială. Deci energia, asta? Absolut. Nu numai asta. Trebuie să vă spun următorul lucru. Că noi nu suntem ăștia care ne vedem acum. În clipa în care noi suntem în anumite condiții și punem în evidență forțele din noi care sunt latente și care nu sunt evidențiate la modul rațional, nu vă imaginați ce putem să fim. Iată respirația holotropică. Am văzut femei având o naștere simbolică. Am văzut oameni stând în poziții pe care niciodată nu le-ar putea să stea în stare rațională, închinându-se. Am văzut niște lucruri extraordinare. Ce de naștere simbolică? Pur și simplu. Era o doamnă care pierduse soțul de tânără, a rămas toată viața cu frustrarea că n-are un copil și pur și simplu a avut o naștere simbolică. Adică toate elementele, normal că n-a născut. Așa. Sensul simbolului, al ideii de în sine. Dar a simțit că a născut. A simțit exact toate aceste lucruri. Adică noi avem în noi forțe de care nu suntem conștienți, asta am vrut să spun. Uh-huh. În hipnoză, eu am experimentat. Există o forță extraordinară. M-am supus eu însumi și, de pildă, să comandă ca mâine să se plece singură. M-am opus pentru că vreau să văd ce se întâmplă. Și pur și simplu, împotriva voinței, simțeam cum o forță vrea să-mi ridice mâna. E o realitate. Deci, dincolo de noi, noi nu suntem numai, am spus că noi nu suntem numai un corp fizic, că dincolo de noi există un alt univers, că suntem în profunzimea noastră alții, că forța care animă celulele noastre, care pune inima să circule, este o forță extraordinară, este forța de univers. Noi nu știm nimic de toate lucrurile astea. Nimeni nu le-a legat, cap la cap. Eu le-am experimentat tocmai pentru că a le vedea. V-am spus, m-a costat destul de serios să mă duc până acolo, undeva în China, în sud, să văd lucrurile astea. Dar dați de ce le-am văzut. Sunt convins că există. Nimeni mai nu poate convinge de altceva.
ca să fim cu toții mult mai pregătiți data viitoare când vă vom întâlni, că dumneavoastră faceți așa niște salturi și vrem să vă prindem un pic din urmă, pe cât posibil. Dați-ne o mică listă de lecturi. Ați spus că e important să citim. Nu știu, dați-ne câțiva autori pe care merită să-i urmărim, pe care merită să-i citim, ca să înțelegem pe lângă cărțile dumneavoastră mai bine ce se întâmplă. Păi citiți-l pe Greg Braden, citiți-l pe Stanislav Grof. Sunt formidabile. Citiți de pilde pe Monroe, excursii out of the body, excursii extracorporale, făcute nu în stare de moarte clinică, ci în plină conștiință, demonstrând că conștiința poate lăsa corpul viu aici, nevătămat, și să călătorească prin spațiu. Să descrieți stele. Mă, să știți că tibetanii au spus cu mult înainte, de ce cheltuiți voi atâția bani să vă duceți să vedeți în lună? Noi ne-am văzut de mult și vă spunem noi ce e acolo. Să știți că se poate călători cu spiritul în cosmos. Știți că au fost descoperite planete care ulterior le-au văzut telescoapele. Știm lucrurile astea? Nu le știm. Și nu le credem pentru că, încă o dată, noi gândim exact ca acum 150 de ani. Gândirea noastră este veche de 150 de ani. Este retrogradă, înapoiată. Îmi pare rău, știu că voi avea critici serioase la afirmația asta. E o părere. Suntem în lumea pluralității de opinii, da? N-am făcut decât să beneficiez de ea. Vă mulțumesc foarte mult pentru tot ce ne-ați spus. O să ne mai gândim probabil foarte mult timp până vom și înțelege ceea ce ne spuneți. Mulțumesc pentru prezența dumneavoastră în studio. Și vă mulțumesc. Și sper să ne vedem și să beneficiem de în curând de cartea dumneavoastră. Deci acel 1% care sper că nu e chiar 1%. Ceva mai rămas de făcut. Vă mulțumesc.